Un sociopat este o persoană care suferă de tulburare de personalitate severă datorată mediului nefavorabil în care a crescut și a trăit. Are adesea foarte mult farmec și chiar succes, este spontan și poate să îmbrobodească oricând pe oricine, pentru că minte cu ușurința cu care respiră. Fură, înșală, trădează, manipulează, e în stare de absolut orice ticăloșie care servește scopurilor sale, întotdeauna meschine, întotdeauna în detrimentul celorlalți, inclusiv al celor foarte apropiați lui, parteneri de viață, părinți, chiar copii. Cei care cred că îl cunosc cu adevărat suferă un șoc atunci când ajung să îl cunoască. Întotdeauna însă mult prea târziu pentru a evita dezastrul pe care sociopatul îl aduce în viețile lor. Sebi Dumitru a făcut mulți bani din afaceri necurate, dar acum este pândit de DNA. Este hotărât să facă orice pentru a-și proteja averea. Pentru copii, o lume minunată în care veți găsi. Ce părere aveți, domnul Dumitru? Da. Foarte frumos, copiii sunt excepționali. Dar ce probleme aveți? În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ați acordat. Uitați-vă, numai cu ajutorul dumneavoastră am putut să realizăm toate aceste lucruri în acest azil al nostru. Vă mulțumim din suflet pentru tot ce ați făcut pentru noi. Da. Ar mai fi nevoie de niște lucruri. Să știți că începe școala și n-au copiii de îmbrăcat, n-au haine, n-au rechizite, n-au încălțăminte. Cum să facem, oare? Uite cum facem. Îmi faceți o listă cu toate problemele dumneavoastră. Sigur. Și mi-o trimiteți pe mail. Știți cum facem în fiecare lună? Sigur. O să primiți cotizația lunară. Ne-am înțeles. Vă mulțumim. Ca de obicei. Vă mulțumim. Și rezolvăm noi. Da, în seara asta aveți mail-ul. Contați pe mine. Sigur că da. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumim. Aha. Arcadie. Nu se vede. Ce facem cu astea? Ce-s cu astea? Îi simt cadourile pentru copii. Nu ați spus dumneavoastră să le aducem aici? Să... Păi știi ce mi le aduci mie? Ce să fac eu cu ele? Să le dau la copii? Păi spuneți ce să facem? Să le dăm doamnei? Să le dea doamna? Ce facem cu ele? Nu știu, mă, facem vricul. Păi nu e bine așa. Să le dați dumneavoastră, să facem niște poze, să le dăm la presă. E o chestie mai bună, înțelegeți? Să nu mai zică presa că sunteți rău. Bravo! Bravo, copiii mei! Bravo! Bravo! Foarte frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! Foarte frumos! Și... 4-5 copii, Arcadie! Lasă că îți dă tăticu, îți ia o mașinuță, îți dă tăticu o mașinuță, să te joci cu ea și o să fie bine. O să vezi. Hai! Sus! Să vă deschideți cadourile toate astea. Da. Foarte frumos. Da, copii. Doamna Elisaveta. Mi-a venit o idee. Știți că am niște probleme cu DNA-ul. Și trebuie să-mi înstrăinez averea de DNA. Trebuie să găsesc pe cineva căreia să-i las averea. Înțelegeți? Și la ce v-ați gândit? Păi, de exemplu, dacă aș găsi pe cineva, vreau să-mi fiez un copil de la dumneavoastră. Un copil de la noi? Da. Păi, domnul Sebi, cum adică? Vreți să-mi fiați un orfan? Aha, da, să-mi fiez un copil. Păi... Cineva care să nu aibă pe nimeni, pentru că gândește-te. Tată, cred că nu suntem pe aceeași lungime, domnul, nu cred că... Păi ascultați-mă, nu aveți pe Polina? Nu exact. Aveți cu cine să... O am pe Polina. Polina, care are multe neamuri. Înțelegi? Are multe neamuri. Bine, și ce rol are una cu asta? Sau ce chestie? Păi, de ce? Fii atent. Dacă găsești pe cineva care să nu aibă pe nimeni, un copil, un suflet, un cineva fără nimeni pe lume,
da? Înțeles? Să îi las averea mea, care, dacă Doamne ferește, pățește ceva, da? Pentru că accidente se întâmplă tot timpul, nu? Așa. Ceva normal și feresc. Și averea? Nu vă faceți griji. Tătuțului ei, tătuțului lui, un copil. Și... Da, știu! Știu exact ce vă trebuie. Da. Mai știți pe fata aia, am fost să-i cânta aici? Margareta. Așa. E cu noi de 5 ani, bunica s-a murit săptămâna trecută, oarbă, vai de capul, e singură pe lume, e fix ce vă trebuie. Da. Vorbesc eu. Da. Vă ajut. Da, vă ajut. Da, 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 da. Arcadie, vreau să rezolv chestia asta, vreau să faci actele, vreau ca copilul ăsta... M-am ocupat două, domnul Sebi, în două zile e gata, fără nu vă faceți probleme că... Două zile, da, da. În da, două zile da. Vreau să se rezolve toată chestia asta, rezolvăm, să rezolvăm cu domnul... imediat. Sigur că da, rezolvăm documentele, înțelegi? Tot ce aveți nevoie. E perfect. Mamă, parcă și văd cum o să scrie ziarele, că săracul a avut o inimă mare. Am fiat un copil, i-a dat bani, i-a dat tot ce își dorește. Și ea... atate bani și a căzut în patima drogurilor. Mamă, așa se întâmplă când un copil sărac dă repede de bani. Mamă, și asta e, accidente se mai întâmplă, se mai întâmplă tot timpul. Asta e, și eu o să rămân cu toată averea mea și nici naiba nu o să mă mai cerceteze. Oamenii lui Sebi Dumitru au pus la punct actele de adopție și au urgentat aprobarea dosarului. Elisaveta, directoarea orfelinatului, vine să-i dea vestea Margaretei. Hei, Margareta, am o veste foarte bună pentru tine. Ce veste? O să fim fiată. Poftim? Da. Ești de cine? Nu vreau să știu, pentru că eu nu vreau să fiu înfiată. Cum adică nu vrei să fii înfiată, Margareta? Te plângi de 5 ani că stai aici singură și nu te iubește nimeni. Acum ai șansa vieții tale să te înfieze un bărbat bogat, plin de bani. O să ai ce n-a văzut Parisul vreodată. O să ai vilă, o să ai piscină, o să ai tot ce-ți trebuie. Nu vreau, nu vreau. Știți destul de bine ce s-a întâmplat data trecută când am fost înfiată. De parcă nu ați ști și vorbiți acum din cărți. Nu se poate așa ceva. Dar ce s-a întâmplat? Eu nu vreau să plec, eu nu vreau să plec. Deja m-am acomodat din nou cu alt colectiv. Iară să plec, iară să vin. Nu-mi place, nu vreau. Și mai ales de un om așa libidinos. Iubita mea, cum poți să spui așa ceva? Domnul Dumitru nu este un om libidinos. El este singurul căruia îi datorăm tot ce avem aici. Îți mai ploua ție în casă și acum, dacă nu era domnul, să ne dea bani, să reparăm pe aici acoperișul. Gândește-te în ceașternuturi, doar gândește-te că tu nu mai naște lucruri. Nu mă interesează, nu, eu nu mai vreau să plec de aici, să-mi fieze pe altcineva. Mai am aproape un an și o să fac 18 ani. De ce ar interesa un copil care aproape o să fie major? Tocmai asta e ideea, draga mea, că la vârsta asta ești cel mai greu adoptabilă și nu o să poată nimeni să te ajute sub nicio formă. O să-ți iei viața mâini și o să te duci pe stradă. Ce o să faci? Nu o să aibă cine să stea de mâncare, cine o să-ți plătească chiria, cine o să-ți plătească studiile. Lăsați că o să mă descurc atunci. Nu o să te descurci, nu, și ascultă-mă. Deci nu vreau să ascult. Nu accept comentarii, să știi. Te pregătești, îți faci bagajul și o să pleci imediat. Și ascultă-mă pe mine. Nu să plec nicăieri. Nu vreau să plec. Mai ales, de ce nu caută alt copil? De ce tocmai pe mine? Nu vreau. Uită-te la tine ce frumoasă ești. Eu m-am acomodat din nou aici cu frățiorii și surorile mele pe care așa le consider. Nu vreau, nu accept așa ceva. Fii atentă. Facem așa. Te duci până la domnul Dumitru, stai o săptămână și dacă îți place, vii înapoi. E bine așa? Sunteți sigură? Dacă nu mă acomodez, pot să mă întorc? Cu siguranță, draga mea, noi vom fi aici și te vom aștepta. Și oricum, stai fără grijă, voi veni în fiecare zi să te vizitez, să mă asigur că ești bine. Sigur veniți în fiecare zi? Draga mea, ai încredere în mine că am crescut împreună. Haide, rog frumos, să mergem să facem bagaj de acum, că ne așteaptă domnul Dumitru. Dacă nu-ți place, promit că te accept aici înapoi și o să lucrăm împreună din nou. Sunteți sigură? Absolut sigură, drăguța puteți mea. Puteți să veniți în fiecare zi să mă vizitați? Absolut, în fiecare zi voi fi acolo la ora 9 dimineața. Hai să mergem acum repede să ne grăbim să facem bagajul, te rog. Haide, hai să mergem, hai. Nu știu de ce, dar am sufletul îndoit. Doamna director are dreptate. Ar trebui să mă bucur de șansa care s-a ivit. Dar e ceva în omul ăsta care mă sperie și mă face să am coșmaruri noaptea. Cu toate asigurările directoarei de la orfelinat că îi va fi bine, Margareta este în continuare cu sufletul îndoit. Ce se întâmplă? Mi-este frică. De ce? Pur și simplu, mă sperie schimbarea asta. N-am mai plecat niciodată singură de aici. Mă, Margareta, o să te duci și domnul Dumitru să-ți ofere luna la picioare. Are și piscina acolo acasă. Hai, te rog. Nu mă interesează piscina, nici măcar nu știu să not. Mă, Margareta, eu mai am și alți copii de care trebuie să am grijă, da? Te vede Dumnezeu. Te rog frumos. Irina Petrea lucrează cu orfelinatul Elisabetei și tocmai se întâmpla să treacă pe acolo. Ești tristă, ești plânsă. Uite, zici că se duce la tăiere. Drăguța mea,
Avem telefoane, avem mail-uri. O să vii să ne mai vezi, da? Da. Ne auzim la telefon. Mă sun, oricând ai nevoie. Hai, că nu plecăm nicăieri. Aici suntem, da? Ok. Mulțumesc, succes. Mulțumesc. O să fie bine. O să fie bine, la mea. La revedere. Sibi Dumitru o așteaptă pe Margareta, nerăbdător să-și vadă planul împlinit. Dacă eu zic că fata trebuie să ajungă la ora 12, mie așa-mi plac chestiile. Corecte, exacte, la timp, totul să meargă la fix. Înțelegi? Înțelegi că de-aia nu, de-aia mă plătesc eu, mă. Păi s-a încheiat cu actele și la 12 a plecat de la cămin. V-am spus că e în trafic și ajunge. Acum l-am sunat pe băiat. Wow, wow. Mamă, băi, am și eu chestia asta, știi că nu fac de drag, e important. Domnul Sebi, am și eu o întrebare la dumneavoastră. Yes. Sunteți sigur cu fata asta să înfiați cu orfana? Bă... Care e sensul? Eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, de sau de ce vreți dumneavoastră neapărat? Fii atent. Deci, chestia e groasă. Că dacă mie mi-e rău, vă e rău la toți, mă. Înțelegi că am grijă, mă, de voi, să ajungeți și voi ceva în lume. Eu sunt deja. Dar și voi să ajungeți și voi ceva. Înțelegeți? Să trăiți și voi bine. Așa. Și de-aia trebuie să fac chestia asta. Înțelegi? Că nu mă apuc eu acum să... Păi, domnul înfiez Sebi, o fată. De-aia sunt lângă dumneavoastră. Și vă ajut, suntem împreună. Deci, am de învățat și vreau să vă fie bine și dumneavoastră. Fii atent. Dacă eu o să reușesc să înfiez copilul ăsta, da? Îi trec absolut tot pe numele ei. Înțelegi? Absolut tot. Da? Stai seama. Dă bine, dă bine, am fiat un copil, presa, chestii, știi, că am făcut bine. Și asta vă face să scăpați de DNA, să scăpăm de cercetările astea? Păi bă, ia gândește-te, gândește-te, da? Deci la un moment dat... Fetița asta, nu știu, pățește ceva, dă-te, bă, nu știu, o calcă mașina sau, nu știu, ceva. Ca orice copil. Dă bani, fetița de... a dat de bani, că are așa, mă... Hai, azărică! Așa, dă bani și cade în patima drogurilor, mă, ești nebun, înțelegi? Și fetița face o supradoză, ca toți copiii de bani gata, care dau de droguri, înțelegi? Face o supradoză și dispar. Și e vina dumneavoastră sau credeți? Eu am încercat să o ajut, eu am încercat să o ajut, am încercat să fac tot ce e mai bun, i-am dat tot ce vrea ea, știi, și ea, mă. Înțelegi? Dar unde e? Unde e? Unde e copilul ăsta? Vine, vine acum, o să ajungă, în câteva minute. Dar ar trebui să ajungă deja. Băi... Am grijă de tine. Înțelegi? Tot o să fie bine, să fie frumos, da? Da, o să vezi. Nu ți-e placă lui Sebi? Astea nu sunt glume. Gândește că vine la casă și spune. Și noi colegi. Bine, dar rămâne între noi. Mi-e frică de ce ți se poate întâmpla. Ce îi spune dacă tatăl meu vitreg ar auzi ceea ce tu mi-ai spus mai devreme? Vreau o mașină care să aibă mult mai mulți cai putere și să fie roșie. Ce e? Margareta. Margareta ajunge la casa unde va locui cu tatăl ei adoptiv, pe care l-a văzut doar de câteva ori până acum. Ia uite cine aici. Aici e. Cam plină de praf. Fetița mea, fetița mea. Margareta, nu? Margareta. Eu sunt Sebi, dar de acum înainte poți să-mi spui tati. Da? Eu sunt, o să fiu tăticul tău de acum înainte. Și o să vezi, să fie bine. O să ne distrăm împreună. Și asta este casa ta. Asta este noua ta casă. A? Ce zici? Nu? N-am mai văzut niciodată o casă așa frumoasă. A, stai, stai că n-ai văzut nimica. N-ai văzut nimica. Deci
Așa. Hai să-ți arăt, hai să-ți arăt. Hai să-ți alegi o cameră. A? Îți alegi o cameră? Da. Îți alegi o cameră? Hai să-ți alegi o cameră. Fii, o să fie, o să fie. Hai, o să fie frumos. Uite, hai să vedem pe asta. Ia-mi-o-ca-ci, fii atent. Mamă, fii atent. Ia uite-o. A, ce zici? Ce zici? A? Ți-ar plăcea? Ți-ar plăcea să-ți alegi o cameră ca asta? Ți-ar plăcea să stai într-o cameră ca asta? A. Mi se pare prea mare. Da, oricum, am glumit, asta e camera mea. Nu, hai să-mi place. Asta, mă gândeam mai degrabă, mă gândeam să stai în, în camera asta. Da, uite, nu? Da, ce frumos e. Da? Ce zici? Nu crezi că e o cameră drăguță? A? Asta mi se pare potrivit. Da. O să ai tot ce trebuie, știi, poți să pui hainele acolo și poți să faci duș și poți să, știi, am jacuzzi, da, la mișto, da, înțelegi, piscină. Da, o să vezi, o să-ți placă, o să fie frumos. Hm? Știi că eu sunt tăticul tău, înțelegi? Eu am grijă de tine, înțelegi? Tot o să fie bine, o să fie frumos. Da? Da? O să vezi. Tu ai bagaj, nu? Da, vă... Arcadie! Da, șeful. Aduceți, bă, bagajul la fată. Imediat, acum, șeful. Aha. V-ați hotărât? S-a hotărât în ce cameră? Da, s-a hotărât, în camera asta. Am înțeles. Înțelegi? Totul o să fie minunat. Și nu uita. Tati. Am ales bine. O scoatem puțin în lume, spunem povestea ei de succes la câteva reviste, să vadă lumea luxul în care trăiește și apoi, surpriză, luxul ia la mințile. A căzut în patima drogurilor din care nici măcar eu, tatăl ei iubitor, nu am putut-o scăpa. Au trecut câteva săptămâni de când Margareta a fost adoptată de Sebi Dumitru. Nu se simte în largul ei, dar nu bănuiește încă pericolul care o pândește din umbră. Zic că îmi place, Marisica. Mai fii atentă. Că dacă aude domnul Sebi, te împușcă ăsta în somn. Ei, și dragi. Plus, el are încredere în mine. Iar noi securitatea să-i facem. Dar ce-i fac? Cineva până la urmă trebuie să înceapă. Da, dar e un copil. Nu are nici 18 ani. Un copil care face copii. S-ar putea să-ți iei un glonț în cap. Nici măcar n-ai să simți, din somn. Chiar așa de drastic. Eu să nu mă faci de băcănie. Ce frumos e mișcă. Să-i spună lui Sebi. Nu-i culiță. Că-ți o trage ăla de nu te vezi. Da? Și plus că mi-o trage și mie. Ai zis, scuze, că nu eram atent. Ce ziceai? Ți-am spus să fii cu minte. Că dacă aude de Sebi... Ce cu minte sunt? Ce fac? Mă uit. S-a vorbit și... Vreau discreție. Vreau să-ți bagi mințile în cap. Nu te mai comporta așa că... Nu ți-i placă lui Sebi. Astea nu sunt glume. Gândește că vine la casă și spune. Suntem și noi colegi. Bine, dar rămâne între noi. Și ai vrut să mă scoate pe gură ceea ce gândești. O faci să nu am încredere în tine, că am întâmpit. Dai mă liniștit, că mă știi. Până la urmă și eu de viață. Până la urmă e un copil. Da? Și treaba lui, ce face el. Îmi trăiesc și eu viață. Nu ai voie să exprimi ceea ce simți. Da? Asta simt că țiri nebune. Plus că aude Sebi. Dacă îi spune lui Sebi, ne-am dat dragă. Dai mă liniștit că... Margarita, unde pleci? Vreau să mă duc să vorbesc cu prietena mea. Vreau să mă duc să o sun. Păi nu ai cum să vorbești cu ea deocamdată, că nu ai telefon. Da? Nu mă interesează. Eu vreau să mă duc să vorbesc cu prietena mea și cu doamna Elisaveta. Ascultă-mă, Margarita. Stai puțin, Margarita. Nu tu ești o fată de bogătaș, ești o fată de milionar. Da? Domnul Sebi are la tine altă așteptări acum. Să știi să te comporți, să fii discretă, să nu-i facem neplăceri. Dar pentru asta suntem noi aici, lângă tine. Da? Pentru că el are problemele cu presa, vine presa la noi, du-te și vezi ce. Are problemele cu presa. Pe mine nu mă interesează. Vreau să vorbesc cu prietena mea și cu doamna Elisaveta. Tata, noi acum suntem o familie aici. Nu e, trebuie să fii discretă și vreau să aud de la tine numai chestii frumoase pe urma ta. Da? De-aia suntem aici. Pentru tine să te ajutăm, să te fim lângă tine, să fii cu minte. Da? Domnul Sebi are alte așteptări de la tine. Deci nu mă interesează ce așteptări are. Vreau să mă duc să vorbesc cu prietenele mele. De când am venit aici, nu m-ați lăsat să fac nimic. Deloc. N-am avut voie să ies afară. N-am avut voie să vorbesc cu prietenele mele. Nici cu doamna Elisaveta. Poți tu, te rog frumos, o anunț, să-i spui să vină să mă viziteze? Da, o să sunăm zilele astea să vină la tine. Nu mă minți? Nu te mint. Da? Și domnul Sebi să se întoarce acum cu abonamentul, cu un laptop ce ți-a promis.
Am înțeles, am înțeles. Bine, hai rămâi aici, că o să mă întorc eu. Da, este cineva, dar... Nu e treaba ta. O să mă duc eu să o rezolv. Hai da? să ne dăm așa, să nu te vadă nimic, că nu trebuie să știe nimic, ești fata lui. De ce? Păi, dai seama, toți umblă să-i facă rău, toți sunt imidioși pe el. Dai seama, la banii care ia, poate să se întâmple ceva rău. Așa că mai bine stai cu noi aici, unde ești protejat. El vrea să-ți facă numai bine. Hai de toate aici. Tot ce poftești. Alții mor și n-au așa ceva. Dar nu mă interesează. De ce m-a adoptat dacă mă ține închis în casă? Ai știut răbdare o perioadă. Mi-a promis ceva, nu s-a ținut deloc de promisiune. Uite, tu acum chiar s-a dus să-ți ia tabletă și ce ți-a mai promis. Ba, o să vezi că e de cuvânt. Auzi, poți tu te rog frumos să vorbești cu Elisabeta să vină să mă viziteze? O să încerc. Dar nu încerca să faci ceva fără știrea noastră. Că după aia cade și pe noi și pe tine și stricăm toată frumusețea familiei, ca să zicem așa. Du-te, mai distrează-te, mai fă un exercițiu, două, până se liniștesc lucrurile. Apropo, arăți foarte bine. Pe bune. Ei, eu zic să mă duc la anunț pe Sebi. Nu, a fost un compliment, scuză-mă, n-am vrut să... Eu nu accept complimente. Stai puțin, acum unde te duci? De ce, ți-e frică? Nu mi-e frică. Dar? Mi-e frică pentru tatăl tău. Și pentru tine. Mi-e frică pentru tine. Mi-e frică de ce ți se poate întâmpla. Ce îi spune dacă tatăl meu vitreg ar auzi ceea ce tu mi-ai spus mai devreme? Îl știi cât este de strict. Ce ar fi dacă tu n-ai spune nimic? Și nici eu nu o să-i spun că ai fost obraznică și ai vrut să ieși fără știrea noastră. Atunci, dacă nu vrei să afle nimic, vei vorbi cu doamna Elisabeta și mă vei lăsa să-mi sun prietena. Poate mai târziu, momentan știi că s-a dus să-ți fac alt abonament, o să suni, o să fac eu în așa fel încât poate spun telefonul pe undeva. Dar te rog eu să ai răbdare. Poate o să încercăm să rezolvăm, da? Domnul Sebi o să afle ceea ce ai spus mai devreme. Ok, sperăm într-o prietenie frumoasă. Doar un agresor și-ar izola victima de toți cei care ar putea o ajuta la nevoie. De ce? Ca să poată să exercite un control absolut asupra acestei persoane. Margareta a împlinit 18 ani și, cadou de majorat, i-au fost donate toate posesiunile afaceristului, dar problemele ei abia acum încep. Pentru a-și recâștiga averea, Sebi Dumitru trebuie să scape de ea. Marfă bună, asta v-am cerut. E clar, asta ți-am anunțat odată ceva, Iurea. Cât costă? 100 de euro doză. Cam scump. Păi vrei să aibă efecte sau nu? Asta face? Clar, zici că o să fie Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Unde-i pacienta să-i facă injecția? Injecția o fac eu. Dăm 10 doze. E marfă bună? Sigur, păi v-am mințit o dată. E sigură de calitate? Sigură de calitate. O să vedem. De când își face efectul? După a treia doză. După 3 doze? Da. Sper să fiu mulțumit. Să vă spun la telefon. O să ne mai sun. Sigur, sigur. Dar nu uita, vreau marfă bună. De unde știi, mă, să faci injecții? Am liceul sanitar, domnul Sebi. Da? Bun, păi... Hai să vedem ce am... Aducem fata? Da. Și o să explicați dumneavoastră de ce trebuie să-i facem injecția? Lasă că am eu grijă de asta. Hai, du-te și adu-o. Vreau să nu se prindă. Băiatul mi-a adus marfă bună. De calitate. Vom vedea. Vom vedea. Du-te și adu-o, fata. Am înțeles. Ce mai vrea și fraierul ăsta? Marga? Marco, tata, dragă! Trebuie să facem un vaccin. Ce fel de vaccin? E pentru boli tropicale. Eu n-am nicio boală tropicală, ce fel de... Știu. Nu vreau să te surprind, era o surpriză. Dar vom pleca în Filipine. Ce vom face acolo? O să mergeți în vacanță. Deci, ți-a pregătit o surpriză, domnul Sebi.
și vreau să te conformezi, pentru că o să plecați din țară. Dar eu nu sufăr de nicio boală. Știu, dar în Filipine sunt tot felul de țânțari și chestii acolo și n-aș vrea ca să se îmbolnăvească fiica mea, nu? Hai, te rog, ia loc aici și... Și preventiv este legal să faceți o injecție. Dar de ce nu mergem la spital? Mi-e frică. O injecție și scap este o... Un vaccin. Da. E un antivirus. Dar eu nu vreau. De ce nu mergem la spital? Păi nu putem merge acolo, că știi că sunt pe urme noastre paparații. Da? Și te rog să te conformezi. Tot timpul aceeași problemă. De ce trebuie să discutăm de 10 ori? Ce plus că Arcadia are liceu sanitar. Da, sunt sanitar de profesie. Dar tot îmi este frică. N-are de ce să-ți fie frică, draga mea. O să vezi, o să fie bine. O să fie bine. E pentru binele tău. E pentru binele tău. Da? Nu o să pățești nimica. O să fie în regulă. O să fie totul bine. Fie perfect. Da? O să te simți bine, Margareta. Da? Bun, și acum, relaxează-te. Relaxează-te. Da. Da. Foarte bine. În timp ce Margareta se simte din ce în ce mai rău după așa zisele vaccinuri pe care îi le face Arcadie, la vilă sosește un musafir surpriză. Oh, domnișoara Rita, cu ce gânduri pe la noi? Ce faceți dumneavoastră? Bine, unde este Sebi? Domnul Sebi lucrează. Lasă-mă că intru oricum, dă-te că am treabă, trebuie să vorbesc el. Așteaptă să-l anunți, după care, da? Nu mai dai și tu un telefon. Că e cu domnul Sebi nu știa. Se pare că mă interesează pe mine că e cu aia mică, dă-te la o parte. Hai. Rita, vă rugăm. Sebi, iubire, idioții ăștia nu mă lasă să intru. Lasă-te, proști, o să vă dau afară eu. Margareta reușește să-și revină. Totul se învârte, dar simte că nu mai poate sta aici nici o secundă. Este în pericol, așa că găsește o soluție extremă. Rita mea, ce faci, Rita! Bine, ce faci tu, dragă? Ce ocazie te la mine? Uite, mi-era puțin dor de tine, dar de fapt... De fapt, nu mi-e dor de tine, sunt supărat rău pe tine. Și de ce? Ia ghicește, tu de ce sunt supărată eu pe tine? De ce sunt supărată eu pe tine? Ia zi, ce ai pățit tu? Ce e, mă, iubi, cu mașina aia urâtă și... Care mașina? Au, scurte. Ce e cu mașina aia urâtă pe care mi-ai luat-o? Iubițel, cum să nu spui că mașina care ți-am luat-o? Pă bune, vreau o mașină care să aibă mult mai mulți cai putere și să fie roșie. Ce aia, mă, iubi, mă, o mașină gri pentru prințesă ca mine? Da, cred că putem să rezolvăm, dar dacă ai aștepta și tu un pic... Bun, hai să rezolvăm altfel. Uită-te la mine. Uh-huh. Vrei să mai atingi tu corpul ăsta sexy? Vrei? Da. Si vrei? Cum să... Până nu mi-e altă mașină, asta e limita. Iubire, deci îți ia tot timpul tău? Ce mașină vrei tu? Haide, îți ia tot timpul tău? Vreau acum, nu peste o lună. Vrei altă mașină? Da, vreau o mașină. Nu, iubire. Nu pui mâna. Nu, păi mâna, nu, păi mâna. Hai să, pisicuță, dragă, pisicuță, dragă. Aici stai. Gata, la un metru, nici nu mai... Tine, așa, ia zi tu, măi, pisicuță, de ce vrei tu o mașină nouă? De ce nu-ți place ție mașina? Pentru că vreau o mașină nouă cu mai mulți cai putere și vreau, auzi, baby... Stai așa cum am răzgândit, vreau și un apartament, pentru că nu-mi place cel vechi. Vreau într-un complex rezidențial în centru. Nu te atingi de mine. Îți ia tăticul tău și ce apartament? Îți ia o vilă în centru, pe Unirii, în București, unde vrei tu. Bun, acolo. Hai, să vedem. Îți iau, ce mașină vrei tu? Îți iau și... îți iau tot ce vrei tu. Haide!
Cum haide? Ți-am spus. Uite, niște... baby, să mai explic încă o dată. Pe mine nu mă interesează problemele tale. Niște probleme cu DNA-ul. Niște chestii serioase. Da? Da? Bine, atunci distanța între noi doi este de un metru. De da, iubițel, da, da. Nu văd casa mea și mașina mea nouă. Între timp, ca să te convingi, hai să-ți arăt și ție. Ce jaftă mașină mi-ai luat? Nu, iubițel. Și dacă așa... merit eu așa ceva, pe bune, hai să-ți arăt. Las, nu, las. Nu, mai bine. Un metru. Un metru distanță. Care? Un metru distanță. Da, da, hai că ți să greu. Până așa. Metru ăsta, metru ăsta. Hai cu mine. Zi-te, dragă, ce cu mașina asta? Ce care mașină? Care? Hai bai? Să-ți arăt rabla mea pe care tu mi-ai cumpărat-o și eu nu pot să merg cu așa ceva pentru că eu am o prestație, eu sunt o doamnă. Ești o doamnă? Hai să vedem. Care? Unde ți-e mașina? Păi... care mașină? Păi aici am parcat-o. Gri, fii lasă că ți-a trecut. Stai mă, stai, că nu știu unde am parcat mașina. Îți iau de care mașină vrei tu? Dar la unde am parcat mașina? Nu, nu cum adică mașina? Unde ai parcat mașina? Păi mă rog aminte că aici am parcat. Hai bă, că aici nu dispar mașini. Nu înțelegi că eu aici am parcat mașina? Și... mi-a dispărut mașina, efectiv, mi-a dispărut mașina. Eu aici am parcat mașina. Tu vorbești serios? Eu vorbesc, ți se pare că, pe bune? Aici am parcat mașina, mi-a dispărut mașina, efectiv, mi-a dispărut Arcadie. Mașina. Arcadie! Nu pot să cred, Doamne ferește, cum dracu atât de prost ești încât dispar mașini în fața casei tale? Unde a dispărut unde mașina? Unde e mașina? Ți-am dat geanta cu cheile mele, unde mi-e mașina? Domnul Sebi, nu... ăsta mi-a furat mașina, ăsta de la afară! Stai, hai să ne calmăm. Nu a furat nimeni mașina, deci nu există așa ceva. Voi doi, mai cum repede. Să nu existe? Tu vezi vreo mașină aici? Acum, găsiți mașina lui Rita. Haide. Haide, iubițel. Dobitocul ăla mi-a furat mașina. Liniște, deci nu vreau crede așa ceva! Gata, iubițel, nu, că o să fie ok, hai să vezi, Măi, nu, ce e? Margareta. Ce-i mă cu fata aia? Ce pot să fac aia mică? Ce-ai mă? De ce faci așa? Margareta a luat mașina. Ce vrei să spui, că aia mică? Margareta a luat mașina. Unde-mi e telefonul? Unde-mi e telefonul? Da, Arcadie! Mă, tâmpiților, mă! Mă, idioților, mă! Margareta a luat mașina și vreau în 2 ore, vreau să găsiți mașina Ritei în care e Margareta. Unde e Margareta cu mașina, tâmpiților? Tâmpiților, să nu vă mai întoarceți înapoi fără Margareta! După ce că mi-ai dat un jap de mașină, ți-o mai furai mie? O dracu de mașină! Margareta! Deci nu pot să cred așa ceva, ce idiot! Cum au putut, mă, să o lase pe drogata aia mică să le scape printre degete? Margareta a reușit să iasă în oraș cu mașina Ritei, dar nu știe încotro să o ia și se simte foarte rău. Uite, ia-i! Ce copil nebun! Ce copil nebun! Stai pe loc, ți-am spus să stai, da? De ce faci asta? Înțelegi? Lăsați-mă, frate! Vă rog, lăsați-mă! Ce-ai făcut asta? Lăsați-mă! Te așteaptă domnul Sebi! Vreau să vorbească cu tine. Hai să ne înțelegem. Nu mai plânge. N-am făcut nimic, lăsați-mă în pace! Stai puțin. Las-o în cer. Haideți să ne înțelegem. Nu vreau să mă înțeleg, lăsați-mă, nu mă duceți înapoi! Înțelegi, copil nebun! Nu vreau să înțeleg, lăsați-mă în pace! Nu asculta la el. Nu! Dar de ce sunteți? Arcadie, tu nu ești un om rău, lasă-mă, te rog, ajută-mă! Păi nici Sebi nu e. Să știi că ar vrea să te ajute. Nu, ți-am spus așa. Nu o să faci ce vrei. Ajută! Du-te și zi-mi așa, doamne Rita.
Mă descurc, sigur. Încearcă să înțelegi. Nu o să-ți facă nimeni rău. Lasă-mă, da? Până la mine. Trebuie să așteaptă să vorbească cu tine. Nu vreau să... Copil nebun! Nu faci ce vrei tu! Lasă-mă, atunci! Nu o să faci ce vrei tu! Stai cu minte aici, da? Și poți să țipi. Care e problema? Țipă non-stop. Da, ne înțelegem? Faci o pauză. Poți să vorbești cu mine? Jeffrey! Tu ai impresia că e alert de nebun? Lasă-mă, băi! La câte zile? Ajută! Haide să ne înțelegem. Uite, dacă vorbești frumos cu mine, poți să vezi că o să înțelegi. Dar tu nu ești un om rău, te rog. Păi nu sunt, nici Sebi nu e. Sebi chiar vrea să te ajute. Da? Hai! Fă o pauză și ne înțelegem. Nu! Te așteaptă Sebi. Nu mă interesează, nu vreau să aud niciun Sebi. Ce ai făcut, nu ai făcut bine, nu trebuia să fugi. Am fugit ca să scap de voi, că nu m-a lăsat. Nu se pune problema, nimeni nu te sechestrează. Să știi că nu are intenția să te rețină. Ba da, da, asta a făcut. Vrei să fii liberă, o să fii asta liberă. Asta a făcut. Tu de ce ești așa? De ce ești de partea lui și nu mă ajuți? Pentru că îl cunosc și nu ești un om rău. Nu ne-am văzut de două luni. Dacă nu este chestia asta, cum trebuie, te duci de aici, te emigrezi în altă țară. Vreau să-l sun, sunați-l pe tatăl meu. Spuneți-i să vin aici, că vreau să vorbesc cu el, vă rog. Procesul nu ți-a luat nimic în vigoare, ești ca la tinerețe. Normal, mai ales când e vorba de femei așa ca tine. De unde știi cum mă cheamă? L-am auzit pe Sebi vorbind cu Arcadi. Despre mine? Da. Oamenii lui Sebi au închis-o pe Margareta într-un depozit izolat și i-au adus șefului fotografii cu ea ca să-i demonstreze că situația e sub control. Uitați fotografiile am care... Am văzut pozele alea care mi le-ai trimis și nu știu ce să zic, unde e chestia asta? Depozitul ăsta, avem noi așa ceva? Nu, este vorba de arabul care a plecat în Irak. Dar îl găsim, se întoarce cu mare afacere în România. Alea sunt în interior. Ok, da. Bine, bine, foarte bine. Bravo. Surpriză! Ce cauți aici? Și eu mă bucur să te revăd. Da. Așa m-a întâmplit tu pe mine? Nu ne-am văzut de două luni. Dacă nu este chestia asta, cum trebuie, te duci de aici, te emigrezi în altă țară. La mine nu mai vii. Hai, du-te, du-te și... Nu ți-a plăcut la Paris? Ba da, e orașul de vis. A fost la prezentările de modă, nu se vede. Păi și dacă... De ce n-ai rămas acolo? Am vrut să ți-o alături. Știi că am problemele astea cu... control judiciar, cu DNA, cu chestii. Da? Și ai vrut să, în cazul în care îmi confiscă ăștia averea, să nu rămâi pe din afară. Nu-i așa? Ce nesimțit ești. Tu crezi că mă interesează averea ta? Da, uite, o să o ții minte pe asta. Da, da, sunt absolut convins. Da? Sunt absolut convins. Mi-a perit tot cheful de tine. Cheful ține tine. Cadoul de ziua ta. Da. Pune-i medicamentul mâncare. Aha. Aha. Ei, pe tot trebuie să mănânce până la urmă. Așa. După ce a epuizat toate încercările de a da de Margareta, Irina Petre a cerut ajutorul unui polițist pe care l-a rugat să investigheze dispariția ei. De 3 săptămâni, nimeni n-a văzut-o și nimeni n-a vorbit cu ea. Dar, totuși, eu nu înțeleg de ce ar face rău. În definitiv, e fiică sa. E, fiică sa adoptivă, așa, de nu știu câte săptămâni în vezi nu, de treabă. Nu. În dosarul de adopție scrie clar că Margareta este fiica biologică a lui Sebi Dumitru. Hai, lasă-mă. De unde mi-ai scos asta? Păi, ce ne bazăm aici? Bine, el pretinde că n-a știut de ea până în urmă cu câteva luni. Da.
Omul ăsta poate să spună orice. Avem vreun test ADN, avem vreun ceva făcut, un test de paternitate sau așa vorbim vorbe, știi, ne aflăm în treabă. Nu, el a insistat să fie totul confidențial. Nu a vrut să-i transforme fetei viața într-o telenovelă. Cu sută coața albă. Eu nu pot să cred așa ceva. Da. Păi... Știi ce... Gândește-te că dacă nu ar fi fost fata lui biologică, nu s-ar fi aprobat atât de repede dosarul de adopție. Mă lași? Știm unde trăim amândoi. Și dacă ungi ce trebuie uns, merge. Nu pot să cred asta în ruptul capului. Nu exclud că n-am cum, nu sunt Mafalda să știu lucrurile astea, dar nu pot să cred așa ceva. Lucrurile nu arată bine deloc. Copilul ăsta a întrerupt legătura cu toată lumea. Nu e stilul ei. Eram foarte apropiate. Era un copil foarte comunicativ. Așa, dintr-o dată, s-a văzut, știi, bogată, celebră, cu taicăsu. Acum am mai dat gata cu treaba asta, că e taicăsu biologic. Da. Vezi de treabă. Toată treaba asta e legată de bani. Nu văd altceva, nu are nimic de a face cu ea, cu el, cu relații, cu nu știu ce, până la urmă sunt doi străini. Chiar dacă e fiica lui biologică, n-au stat împreună, n-au o relație, n-au avut o istorie comună. Sunt ca doi străini. Aia e prostie, știi, povești cu... Ne-am întâlnit acum după 17 ani și suntem ca și cum am fi fost împreună tot timpul. Toată treaba asta se reduce la bani. E vorba despre bani, despre urmărirea asta a lui. De către DNA. Margareta este ținută prizonieră în depozitul abandonat, unde oamenii lui Dumitru o droghează în continuare. Dați-mi drumul, vă rog. Vreau să-l sun pe domnul Dumitru, vă rog. Vreau să-l sun, sunați-l pe tatăl meu. Spuneți-i să vin aici, că vreau să vorbesc cu el, vă rog. Vă rog, vreau să vorbesc cu el. Duceți-vă și chemați-l, vreau să vorbesc cu tatăl meu. Vreau să vorbesc cu domnul Dumitru, ascultați-mă și dați-mi drumul, vă rog! Vă rog, ascultați-mă și chemați-l! Spuneți-i să vin aici, că vreau să vorbesc cu el, vă rog! Chemați-l, vă rog, nu mai vreau să stau aici! Sebi Dumitru își vede de viața lui ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Procesul nu ți-a luat nimic în vigoare, ești ca la tinerețe. Normal. Mai ales când e vorba de femei, așa ca tine. Da.
nu pleci nicăieri. Unde pleci? Mă întorc imediat. Și după aia vreau să te mai iau o dată. Da? Imediat. Dar cine-i fata asta? E fata care a adoptat-o? Dar ce face cu ea? Unde stă, mă, la depozit? Știu unde e depozitul ăsta, da, știu. Pisi, ești gata. Da? Mereu sunt gata. Da? Așa. Polina s-a strecurat singură în interiorul depozitului, încercând să afle ce se întâmplă cu Margareta. Margareta? Dar tu cine ești? Eu cine sunt? Hai tu pe și clața la trebuie mine. Cine sunt eu? Cine ești tu, dragă? Polina? De unde știi cum mă cheamă? L-am auzit pe Sebi vorbind cu Arcadi. Despre mine? Da. Unde? La Sebi acasă. Ce căutai tu la Sebi acasă? Ce te interesează pe tine? Ce mă interesează pe mine? Pentru că sunt iubita lui Sebi. Degeaba vorbești tu așa, cum spui tu la mișto de frățiorii și surioarele mele, dar ei chiar sunt familia mea. Ce pot să spun? O răsfăț. Da, o răsfățat, adevărat. Este fiica mea și... E mai greu accesibilă decât o vedetă. Iubirea mea, ce bine! Jur pe iubirea noastră că idee nu a de ce vorbești. Da, 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 e aici cu mine. Da, veniți imediat, vă așteptăm. Da, la revedere. Nu știi să minți deloc. Se vede că nu ești fata mea. Dacă ar fi știut poliția că ești aici, nu mi-ai fi spus niciodată asta. Cine ești? Te mai întreb o dată, fată dragă. Sunt fata lui Sebi, m-a adoptat de la orfelinat. Te-a adoptat pe tine? Da. Pe tine, de la orfelinat, te-a adoptat. Fată dragă, tu ești mare. Înțeleg să adoptezi un copil, dar nu pe tine. Tu ești o prostituată. Ce vroia să fac cu tine, sex? Nu sunt, ți-am spus doar că m-a adoptat. Eu am citit despre asta, dragă, dar nu cred. Ce subvenită cu Pluta? Acesta candidează la tatăl de premiul anului, dragă mea. O să te fac să dispar din viața lui. Că nu m-am chinuit atâția ani ca să mi-l fure alta. Ești o prostituată, atâta tot. Crezi ce vrei până la urmă. Asta este adevărul. Eu o să te fac să dispar din viața lui. Că nu m-am chinuit atâția ani ca să mi-l fure alta. Păi dacă nu te grăbești, vor veni baticoarzii mei. Polina a reușit să o scoată pe Margareta din depozit fără să le vadă nimeni și acum încearcă să scape de ea. Auzi, dar tu ai unde să te duci? Nu, acum nu mai am pe nimeni. Păi și unde mergi? Nu știu, vreau să plec cât mai departe de aici. Da? Ia, uite, na, ține niște bani? Dar sunt prea mulți. Hai, lasă că-ți cumperi și tu ceva, să nu zică surioarele și frățioarele tale de la orfelinat că ai venit de la București ca o țărancă. Degeaba vorbești tu așa, cum spui tu la mișto de frățiorii și surioarele mele, dar ei chiar sunt familia mea. Da, bine, înțeleg. Hai, mai repejor că pleacă trenul. Hai, te rog, înțeleg că, da, hai, te rog. Chiar te rog frumos, hai. Bine. Hai, te rog, hai, mai repede. Au,
frumos. Da, pe asta de unde l-ai? Pe asta? L-am primit cadou de la Sebi de ziua mea. Și ăsta? Tot de la el. Auzi, are GPS pe ele. Poftim? Hai că n-ai auzit de dispozitive de urmărire. Hai, scoate-le repede. Hai, hai, și dă-mi-le încoace că le arunc eu. Hai că nu avem timp. Hai, te rog frumos. Hai. Hai, gata, hai. Nu vreau să mai aud de ele. Da, hai, pleacă, pleacă, că pleacă trenul. Fugi. Ce fraieră și-a găsit și Sebi. Nu se las niciodată o țărancă să ia averea lui. Averea lui e doar averea mea. Îngrijorată în continuare de soarta Margaretei, Irina Petrea a reușit să obțină o întâlnire cu Sebi Dumitru. Ce faceți? Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Vreo șansă ceva să văd pe Margareta? Pare rău să vă spun, dar din nou ați făcut drumul degeaba. De data aceasta. Unde mai este? La Paris. Oh. Ce pot să spun? O răsfăț. Da, o răsfățat, este adevărat. Fica mea și... E mai greu accesibilă decât o vedetă. Știți cum... E la vârsta aceea. Da, am tot sunat, am dat telefonul, nu mai e același. Da, din păcate a trebuit să schimbăm telefoanele pentru că, știți, presa, paparazzi... Păi da, eu nu dau numărul de telefon nimănui. M-am atașat de copilul acesta și cred că, sau îmi place să cred că și ea s-a atașat de mine și cumva aș fi vrut să văd că merge bine și cred că și ea ar fi avut niște lucruri să-mi împărtășească, măcar să-mi spună pe unde a fost, ce a făcut, cât de frumos a distras și mai departe. Vă asigur că și ei este dor de dumneavoastră. Da. Doar că este nenegăsit. Da, într-adevăr. Ce pot să spun? Vă mulțumesc pentru vizită. Da, mulțumesc. La revedere. Nu cred nimic din tot ce îmi spune omul acesta. E din ce în ce mai clar că are ceva de ascuns. Pur și simplu nu cred că vrea să mă întâlnesc cu Margareta pentru ca nu cumva să-mi spună ceva ce el nu vrea ca eu să știu. Dar nici eu nu mă las. Oamenii lui Sebi s-au uitat pe camerele de supraveghere și au aflat imediat cine a eliberat-o pe Margareta. Schimbat ea la? Păi da! Mi-am pierdut cheile. Ce cauți? Ce cauți? Ce cauți? Iubirea mea. Unde e? Cine, mă? Cine pat? Unde vrei tu? Oriunde vrei tu. Nu fă pe proasta cu mine. Unde e Margareta? Unde ai pus-o pe Margareta? Care Margareta, mă? Ce cu tine? Care ce Margareta? Ai? Margareta? Fica mea adoptivă. Unde ai pus-o Margareta? Ce ai mai de nou? Margareta, de ce vorbești? De cine vorbești? Iubirea mea, ce bine! Jur pe iubirea noastră că idee nu am de ce vorbești. Serios. Ce unchi, ce unchi. Asta ce sunt? Ce sunt? Dar unde le-ai găsit? A? Unde le-ai găsit? Iubirea mea, iartă-mă, dar credeam că ți-ai găsit o altă iubită. Sunt foarte geloasă, te rog să mă ierți, iartă-mă. Dacă până mâine nu faci rost de Margareta, da? O să-ți alegi singură locul pe centură, în genunchi. O să stai pe centură. Iubirea mea, am dus-o doar la gara, atâta tot! Ai dus-o la gara? Mâine, faci rost de Margareta, ori pe centură cu tine. Margareta a reușit să se întoarcă la orfelinat, singurul loc în care se simte în siguranță. Uite, incredibil așa ceva! Ce cauți aici? Ai fugit? Vă rog, ajutați-mă, da, am ce fugit. Ce ai fugit? Am fugit, da. Ai fugit de taică tu? Nu este tatăl meu. Cum nu este taică tu? El are grijă de tine. Nu este tatăl meu. M-a închis într-o casă unde nu aveam voie să fac nimic. Trebuie să mă înțelegeți. Mă, fetiță, omul are grijă de tine și tu fugi de el. E imposibil așa ceva. Ia stai că pune una pe telefon. Nu, vă rog, m-a trucat, m-a închis într-un depozit. Stai, fetiță, cu minte să vedem. Alo? Da? Da, e aici cu mine. Da? Veniți imediat, vă așteptăm. Da, la revedere. Mă, fetiță, mă, mă.
Omul tău, Van, nu ai grijă de tine, investește în tine atâta piscine, bine, și tu ce faci? N-am nevoie de el. N-am nevoie de piscinele lui. Nu am nevoie de nimeni, am venit să mă ajutați, trebuie să mă înțelegeți, nu am nevoie. Păi cine să înțeleg, fetița, pe unde mi-a fugit de acasă, ești cum, iau, nu am ia telefonul. Ea... Alo? Ah, da, da, bună, imediat vin, imediat, da. Treci cu mine încoace, ia uite, nu se poate așa ceva. Treci repede, vino aici, ia uite. Nu, vă rog, lăsați-i cu vaccinatul. Intră aici să nu mai aud. Directoarea orfelinatului este luată prin surprindere de Irina Petrea, care o caută pe Margareta. Margareta n-a ajuns aici? Nu, de ce? Am vorbit cu ea cu ceva timp în urmă și fugise de acasă. Oh, am spus să ajungă la secție, dar n-a ajuns acolo. Și m-am gândit că poate a venit aici pentru că își dorea să vină aici. Știu că aici se simte ca acasă. Secție? Ce secție? Poveste lungă. Ce-a fost asta? Ei, cred că e ceva pe afară. Nu, nu, de aici vine. Un geam deschis. Trebuia să fug. Nu mai pot avea încredere în nimeni. Toată lumea mă trădează. Margareta a fugit să se ascundă într-un parc. Ce faci, frumosul? Îl aștept pe prietenul meu. Nu cred. Care ba, prieten? Ba. Stai. Da. Nu cred. Eu cred că tu ești singură. Cine te vezi? Da, lăsați-mă în pace cu prietenul meu. Și unde? Când? Care prieten? Că ne știm toți în zona asta pe aici. Ia. Ba nu, tu va veni prietenul. Tu trebuie să vii cu noi, să te nou la produs, da. Să ne faci și nouă rost de niște bani. Nu, lăsați-mă în pace. Ce să te lăsăm, mă, haide. Să te lăsăm, haide cu noi. Gata, haide cu noi. Va veni prietenul meu, gata. Prieten, uite cum arăți așa, ești ul. Pleacă-mă de aici, că este un gagică mea. Ce gagică, mă, tu față de gagică? Bă, ești nebun la cap. Ia vezi, mă, ia pleacă-mă de aici, ești, nu vezi? Vezi cum e îmbrăcat. Dai aici să bătai. Stați, bă, așa, dai aici să bătai. Ia bai că ți se vă o dată. Eu sunt bolnav destul de tare. Dacă nu vreți cumva să primiți niște boală de la... De la mine, mai vine aia. Stai că vine. Fraierii. Merge de fiecare dată. Tu cine ești? Tu ești bolnav? Na, n-am decât cancer, doar atâta. Da, ce să fac, asta e. Merge de fiecare dată când vezi că sunt bolnav de TBC. Dar tu ce cauzi aici? Ce ai pățit? Eu sunt Margareta, am venit de la orfelinat. Ai venit sau ai fugit? Am fugit, da. A, atunci se înțelege. Nimeni nu prea o suportă pe Madame Elisaveta. Ce te-a pus să faci? Te-a dat servitoare sau nevastă unui șmecher din cartier? Nu, de curând am împlinit 18 ani. Și m-a dat spre adopție unui om foarte rău care m-a sechestrat în casă. Ok, nasol, să stai închis în casă? Înțeleg perfect de ce ai fugit. Mă, păi atunci, bă, nu stăm pe aici, că poate vin ăștia din nou. Hai să mergem și noi pe undeva unde mai multă lume, ca și aici mai mult în siguranță. Mergem? Hai. Ți-e da, foame? Sigur o să fim în siguranță? E multă lume, scuze-mă. Nu sunt jegoși ca mine. Ți-e foame ceva? Da. Ionuț, noul prieten al Margaretei, a reușit să o facă să se simtă protejată, dar pericolele îi pândesc pe amândoi. Mai, atunci stai și tu prin zona asta, că este mai circulată de lume și vagabonții frățiorii mei nu o să treacă pe aici. Bine? În regulă, ai grijă. Irina Petrea l-a chemat în ajutor pe polițistul care se ocupă de dosarul Margaretei. De ce am venit tocmai aici? Pentru că e al doilea loc foarte familiar pentru ea. Fetița asta e în pericol. Ceva s-a întâmplat. Ceva care, nu știu, o face să nu mai aibă încredere în nimeni. Și atunci când un copil nu mai are încredere în nimeni, unde vine? N-are unde să se ducă. Vine în locurile care sunt familiare. Primul e orfelinatul, acolo am fost. Nu e. Al doilea e acest parc, pe care îl știe foarte bine, că pe aici s-a jucat. Faci frumosul, credeai că scap de noi? Aoleu, gata, lăsați-mă în pace! Stai jos! Țip, gata, aoleu, gata, lăsați-mă în pace! Te luăm cu noi! Gata, lăsați-mă! Ți-a plecat prietenul, gata! Ajutor! Nu mai. Ce faceți acolo? Plecați aici! Dar tu ce ești, Matale? Lăsați fac, am pace! Margareta! Unde ai și la? Și cu tine! Ai pățit ceva? E Margareta! Margareta! Hai să ne așezăm. Dumnezeule, mare, ce-ai pățit? Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Nu mai vreau să mă mai întorc la Sebi. Nici la orfelinat. Nu te întorci nicăieri. Ce s-a întâmplat?
totul atât de îngrozitor? Nu mai vreau să mă întorc nicăieri. Nu mai am nevoie de nimeni. Oh, Dumnezeule mea. Hai, pleci cu mine. Irina Petrea și inspectorul de poliție fac tot posibilul să o convingă pe Margareta că alături de ei este în siguranță. Fata avea nevoie de un refugiu și, din fericire, acum are unul. Nu înțeleg de ce m-a adoptat dacă nu m-a vrut niciodată. A încercat doar să-și salveze averea de fisc, Margareta. DNA-ul era pe numele tatălui tău și în câteva zile ar fi pierdut toată averea. S-a gândit că, înfiindu-te pe tine, o să-și salveze banii. Orică mi dădea mie, banii tu nu mai erau ai lui. Da, să crezi tu. Ți-l dădea ție. După care să nu crezi tu că n-avea el un plan să-și ia înapoi. De asta poți să fii sigură că e prea mare șmecher. Nu mai trebuie să mă întorc la el, nu? Nu! De ce? Nu mai vreau să scap de el. Din păcate, nu avem suficiente dovezi ca să-l pedepsim pentru răul care ți l-a făcut. Practic, va fi mărturia ta împotriva mărturiei lui. Ajută-ne să obțin aceste dovezi împotriva lui. Ajută-ne ca să te putem ajuta. Situația este foarte delicată în aceste condiții. El e urmărit pentru ce e urmărit de DNA, dar nu pentru ceea ce spui tu aici. Astea sunt alte acuzații. Adică nu mă credeți? Noi te credem, puiule. Problema e dacă te crede un procuror de caz, dacă te crede judecătorul. Cu ce dacă nu avem probe? Doar că spui tu. Am și rezultatele analizelor Margaretei. Mm. Există urme de drog în organism. Dar asta se poate întoarce împotriva ta, Margareta. Da, cu siguranță o să spună că m-am drogat. Păi da, ce dovadă ai că el ți-a băgat droguri? O să spună, uite cum m-a dat de bani și și-a pierdut capul copilul ăsta. Deci vezi că nu e suficient. Nu le-am spus nimic, dar știu exact ce o să fac. O să mă duc la el și o să-mi negociez libertatea. Cu inconștiența unui copil nevinovat, Margareta concepe un plan care o va pune în mare pericol. Sărmana fată vrea cu tot din adinsul să-l ajute pe Ionuț, băiatul care i-a luat apărarea în parc. Drept urmare, îi va propune lui Sebi să plătească operația pentru Ionuț. Dacă va accepta, ea îi va da averea înapoi imediat. Ia uite! S-a întors fica risipitoare. Nu e nevoie să te mai prefaci. Știu exact ce voiai să faci. Știe și poliția. Așa Aoleu. Că nu vei mai putea să-mi faci rău. Aoleu! Nu știi să minți deloc. Se vede că nu ești fata mea. Dacă ar fi știut poliția că ești aici, nu mi-ai fi spus niciodată asta. Nu? Îți dau tot ce vrei, cu în ce condiții vrei, numai că am și eu două. Ia uzi! Are condiții, fata. Vreau să virez 50.000 de euro într-un cont deschis pe numele ăsta. Da? Cine e Ionuț? Iubitul tău? Nu te interesează pe tine. Tot ce trebuie să faci este să virezi bani în cont și să uiți că am existat vreodată. Aha. De acord. Dar ce faci acum? Unde mă duci? Sebastian, ți-am spus să mă asculți! Nu trebuie să faci așa! Sebastian, ascultă-mă! Am vorbit despre ceva! Gata, lăsați-mă și voi în pace! Dar nu stâmpiți să fiu de acord cu așa ceva. O să-i virez nenorociția aia de bani și pe urmă scap eu de ea. Sebi a pus la cale un plan mârșav prin care vrea să o păcălească din nou pe Margareta. Poftim! Astea sunt actele prin care îți demonstrez că m-am ținut de cuvânt. Ei vira banii lui Ionuț? Mulțumesc! Da. În schimb, actele prin care tu îmi dai înapoi averea mea nu se pot semna aici. Dar de trebuie ce? Să mergem la un birou notarial. De ce nu poate veni cineva aici? Și cu doi martori, eventual. Păi... Trebuie făcută în prezența unui notar public la un birou notarial. Dar eu nu vreau să merg. Îmi pare rău. Așa sunt procedurile. Haide.
Mi-e foarte clar că acum o să mă omoare. Trebuia de la început să o anunț pe doamna Irina Petrea. Sigur m-ar fi ajutat cumva. Dar ce s-a întâmplat? De ce m-a dus la tine în cameră? Bă, tu crezi că eu sunt prost, mă? Tu crezi că eu sunt prostul tău? Tu chiar credeai că o să-ți dau ție bani pentru pârlitul ăla, pentru boschetarul ăla? Tu chiar credeai că o să dau 50.000 de euro pentru ăla, mă? Tu glumești, nu? Tu crezi că eu sunt tâmpit la dar faza ce asta? E cu comportamentul ăsta? Cum adică ce cu comportamentul ăsta? Ce e cu comportamentul ăsta? Lasă-mă în pace, nu pune mâna pe mine! Pentru că tu, ca și mulți alții, nu înțelegeți. Nu înțelegeți chestia asta, da? Dar nici nu vreau să înțeleg nimic de la tine. Pentru că eu, în niciun caz, nu o să pierd bani, da? Înțelegi? Eu nu o să pierd averea mea pentru curile voastre și pentru toate chestiile astea, înțelegi? Pentru că eu trebuie să câștig, pentru că toate chestiile astea pe care le fac, le fac cu un scop. Și drept dovadă acum, chestia că am zis o facem, este că până acum tu ai fost așa, nu știu, whatever, știi? Dar acum o să văd nu vei ce pune mâna ce pe mine. Și cu corpul tău. Da. Nu vei da. Pune mâna pe mine. N-a pus nimeni mâna pe mine până acum, nici tu nu o să faci asta. Mă lași în pace. Tu cu orfelinatul ăla tău și cu itele, băi, ce-i capul ăla tău, mă? Ce-i capul ăla tău? Cum să te gândești tu? Cum, frate, să te gândești să te torci înapoi la mine, în casa mea, să te torci înapoi aici, la mine? Credeam că ești un om bun și o să mă înțelegi și o să-mi dai bani de care nevoie. Am zis că semnezi orice vrei și mă lași în pace. Ce mai vrei de la mine? Lasă-mă! Uite, vreau de la tine. Nu te vei atinge de mine. Textilă jos, textilă jos, dezbracă-te acum, pentru că ăsta e momentul în care o să faci și tu ceva bun pe lumea asta. Ai înțeles? Nu te comporți așa cu mine, nimeni n-a făcut asta cu mine, lasă-mă! Ba da, ba da, ba da, ah, ce-mi place de ele când se zbat, Doamne! Doamne! Până la urmă, sunt tăticul tău, nu? Trebuie să faci cum ești spune tăticul. Ești un obsedat! Ești un obsedat! Nu te consideră tatăl meu! Cum spune tăticul, treci și pată mai repede! Treci și pat și dă-ți plecarea cu tine! Măi, de... Lasă-mă! Și unde să fugi? Unde să fugi? Ce să faci, mă, micuță? A? Tu, mă, tu, care n-ai fost în stare să iei banii și să fugi, știi? Lasă-mă, în pace! Ești un obsedat, nu vreau să mai aud niciodată de tine! Eu? Niciodată! Niciodată! Da, dar sunt tatăl tău! Lasă-mă! Ajută-mă! Lasă-mă, e una după mine! Da! Tu fetiță, mă încăr totul pe ea, mă încăr totul pe ea. Lasă-mă! Lasă-mă, face! Ana, da, lasă-mă! Dai că scap de mine, cum credeți că faci tu chestia asta? Ajută-mă! Să faci chestia asta? Lasă-mă! Arcadia! Margareta n-a reușit să fugă prea departe de oamenii lui Sebi și a fost prinsă din nou. Treci încoace! Lasă-mă! Unde m-ai adus aici? Treci încoace! Picioare să am... Treci încoace! Treci încoace! Unde m-ai adus aici? Lasă-mă, dă-mi drumul! Ască vestul! Unde m-ai adus aici? Ce căutăm în pădurea asta? Lasă-mă, pace! Ce căutăm noi? Ajută-mă! Las că vestul ce zi-am! Nici dracu nu te mai găsește! Dă-mi drumul! Gata, drumul, că mă doare! Mi-este frică aici, lasă-mă în pace! De ce m-ai adus tocmai aici? Hai! Au trecut ore de când Sebi o târăște după el pe Margareta și fata e la capătul puterilor. Sebi, de ce m-ai adus aici? Înțelege că mi-e frică, haide să vorbim, te rog! Haide, gata să vorbim! O simnezi orice vrei tu, dar nu mai lasă-mă în pace! Ce să vorbim, dragă? Eu sunt tatăl tău. Nu arăți bine deloc. Ajută! 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 Stai pe loc! Poliția! Poliția! Ia mă lăscă! Ai fica mea! Acum avem probleme împotriva lui. Eu... Arestați-l! Da? Sunt tatăl ei! Nu, las, o să vezi tu, tatăl ei.
Hai la mine. Întrebarea care ne uluiește și la care nu avem un răspuns este: cum a fost în stare să facă așa ceva? Ca să înțelegem ce înseamnă să fii sociopat, ar trebui să ne imaginăm ce înseamnă să nu ai conștiință, să nu simți remușcare, să nu simți vinovăție, să nu simți nicio urmă de responsabilitate, să nu-ți pară rău că faci rău, chinuiești, înșeli, furi, torturezi fizic și psihic ființe foarte apropiate. Și în plus, ai atât de mult sânge rece și capacitatea de a disimula totul sub o înfățișare șarmantă și plăcută, absolut cuceritoare. Dacă reușiți să vă imaginați toate aceste lucruri, atunci ați intrat cu adevărat în mintea sociopatului. Vrei să fii soția mea? Da. Dați-vă rog cătușele jos. Nu pot, pentru că e foarte periculos. Sunteți cum judecător? Eu aici sunt un avocat și rolul meu este cel de a te apăra. Dar nu pot să fac asta dacă nu am dovezi, dacă nu știu mult mai multe lucruri despre tine, motivul pentru care suntem aici acum. Mama mea e singura dovadă. E femeia pe care o iubesc cel mai mult și e femeia care niciodată n-ar minți pentru mine. Da. Omul ăsta care tu îl numești Ahmed, care îi spui tu Ahmed, e un criminal în serie, e un nenorocit. Ale e un criminal. E nevinovat. Eu mă căsătoresc, înțelegi? Nu vreau să te mai văd. Adio, Ahmed. Trebuie să trăiești viața. Nu e numai muncă, muncă și muncă. Și eu am muncit o viață întreagă, dar viața trece pe lângă noi. Este într-adevăr gospodină, ar putea fi gospodină dacă ar mai sta și pe acasă. Clientul meu este un om liber. Chiar și de omorâi fiind stare? Mă ameninți? Consideră-l un avertisment.